Revista de specialitate Zeppelin este redactată de asociația cu același nume, ce reunește experți arhitecți din toată țara. În numărul din martie, cititorii români, dar și cei care cunosc limba engleză, au putut vedea un articol despre proiectul de spațiu public amenajarea malurilor canalului Mori Reghin. Apar detalii, dar și imagini tehnice și chiar fotografii. Redacția revistei apreciază în mod deosebit proiectul pentru utilitatea sa, dar și aspectul deosebit de plăcut pe care îl va conferi zonei. Este aproape unic, dacă nu chiar unic în România, fiindcă este unul dintre primele cazuri în care niște locuri abandonate și prost folosite sunt transformate pentru spațiu, ca spații publice pentru locuitorii orașului. Și partea aceea din râu se dă înapoi orașului. Pentru mine este un proiect extrem de interesant, foarte bun, adresat tuturor locuitorilor orașului. De cum au văzut proiectul, arhitecți din toată țara și-au dorit asemenea idei îndrăznețe și la ei în oraș. Aceștia cred că inițiativa este cu atât mai lăudabilă cu cât a pornit de la niște voluntari care au vrut să confere o altă înfățișare și o utilitate canalului Mori. Mi-aș dori ca și în București, măcar pe câteva părți ale Dâmboviței, să nu fie doar betoane, mașini parcate și copaci neputincioși, ci cu adevărat locuri pentru oameni. Și cred că este un proiect foarte important, fiindcă el a început ca o inițiativă voluntară a unor arhitecți care au reușit să antreneze comunitatea și după aceea administrația. Cred că este un foarte bun exemplu și care ar trebui continuat. Articolul din revistă subliniază îndrăzneala proiectanților și a administrației locale de a schimba total imaginea conferită de malul apei. De asemenea, se arată că lucrurile au evoluat foarte repede, iar de la idee și până la realizare s-a scurs puțină vreme. Concluzia arhitecților jurnaliști, care încheie prezentarea, este: e bine să visăm!